Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul meu, an Albant În acest tutorial vreau să vă vorbesc despre talia pomilor. Lucru foarte important de știut, mai ales pentru cei care vreți să înființați o livadă, mai mică sau mai mare. Talia pomilor nu înseamnă neapărat înălțimea unui pom. Talia pomilor înseamnă volumul pomului, volumul coroanei în general. El poate fi pe înălțime, poate fi pe orizontală, să spunem, pe în, în vas, poate fi pe în palmetă despre deci direcția rândului și așa mai departe. Dar volumul, suma ramurilor cu vegetația anuală multe anul la un loc formează volumul. Deci este vorba despre volum la pomului. Pentru cei care vreți să înființați acum sau pentru cei care ați luat deja pomi sau care să înființat sau care ați cumpărat un teren și aveți deja pomi plantați sau ați primit moștenire un teren cu pom plantați. Dacă aveți un pom de talie mare, se cunoaște după cum, după creșterea lui cât este de puternică, de mic se cunoaște. Trebuie să știm că de la bun început sau chiar în momentul în care constatăm că un pom de talie mare rămâne de talie mare. Deci nu putem noi oameni să-l facem de talie mică. Dacă el are această structură fiziologică, acest mesaj, că acest caracter de talie mare, noi nu putem să-l facem de talie mică. Și haideți să vă spun ce se întâmplă. În momentul în care constatăm că avem un pom de talie mare, trebuie să asigurăm spațiu pentru a dezvolta, pentru a-și forma coroana pe care el trebuie să o aibă. Fie îl dirijăm pe fus cu un diametru mai mic, dar cu o înălțime mai mare, iar făcând volumul este ăla corespunzător, fie că îl dirijăm în palmetă și lăsăm spațiu mult mai mare între indivizi, între pomi, fie că îl dirijăm ca formă de coroană în vas și atunci trebuie să, să lăsăm o distanță mai mare între pom, dar și între rânduri. În orice situație trebuie să asigurăm un spațiu. Dacă nu avem acest spațiu, nu vom reuși să facem pom niciodată din acel pom. O să căutăm să-l ținem din scurt. Am văzut mulți oameni care spun că eu i-am plantat la 3 metri, am luat măr și am pus 3 metri pe 2 jumate, 3 pe 3, că-l țin din scurt. Nu o să puteți să-l țineți din scurt. O să faceți tăieri, într-adevăr, în primăvară, o să arate foarte frumos, scurtat, aranja câteva ramuri rămase acolo vegetative, anuale, câteva ramuri de rod foarte puține, că mai multe nu o să facă, și o să fiți mulțumiți, dar începând cu primăvară, că aprilie, mai, când începe să plece în vegetație, vor pune o lăstari o groază de răstari, o masă puternică de lăstari anuale, se vor înălța și nu sunt ramuri de rod în devenire, ci vor fi doar ramuri vegetative multianuale, din vârful cărora vor pleca alți răstari. Și asta va fi fiecare an, după 2-3 ani, cât interveniți, să țineți pe loc, iar, 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 același lucru se întâmplă. În fiecare an va genera alți răstari, alți Acest fenomen duce la întârzierea sau neintrarea pe rod a pomului. Trec 10 ani de zile, pomul nu intră pe rod. El nu-și formează coroana. Pomul intră pe rod după ce a fost lăsat să-și întregească coroana la volumul ei. V-am spus că mai înainte, ori pe verticală, lăsând înălțimea lui să se ducă și formând ramuri de schelet pe etaje, mai scurte, dar pe etaje, pe o înălțime mai mare, ori distanța între pot să fie corespunzătoare volumului specific soiului respectiv. Dacă pomul este de talie mică, cum este ăsta de aici, este un măr de vară, ăsta când întinde mâna ajunge la vârful lui. Dacă este de talie mică, nu putem să-l facem de talie mare. El când a ajuns la mărimea lui, la volumul lui, a intrat pe rod. A intrat pe rod și indiferent ce îi facem noi, el nu mai crește. Generează alte ramuri, pe, ramurile de schelet pe interior, se împodobesc tot felul de ramuri, se mulcesc ramurile de rod în înălțime, nu mai crește. Ca volum, nu mai crește. Deci, având aceste informații, că este un pom, la plantare mă refer, că este un pom de talie mică, da, putem să alegem un spațiu mai restrâns, adică un pom de vară, de talie mică sau un păr, cum e William, sub de talie mică, da, putem să-l plantăm la 2,5 jumate între pomi și putem să lăsăm, în funcție de forma coroanei, distanța mai mare sau mai mică între rânduri, fie fiind de talie mică. Dar dacă avem pomi de talie mare, cum e Florina, de exemplu, nu ne permitem să facem o plantație pe o distanță între pomi mai mică de 4 metri, dacă e în vas sau poate chiar 5 metri, dacă vreți să avem o producție bună și pomul să producă an de an. Dacă este mai mică distanța, vor răstări puternic, producția mică, un an face, un nu și așa mai departe, deci creăm disfuncții în sistemul lui ca pom. Dacă v-a plăcut acest tutorial, dați un like, abonați-vă și dați și mai departe. Vă mulțumesc, la revedere și succes!